Militar, reprezentantului guvernului în teritoriu. Gardă vă gardă! Gardă! Intonează imnul național al României. Oficierea serviciului religios. Gardă drept, gardă de scope, iți! Gardă pe loc, repaus! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, împărată cerezul viitorului și plăditorului, care pretutindene și toate ne plești, vistierul al bunătăților și dătătorului de viață, vină, Doamne, și te sărășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată necurăția și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă-ți-l
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfântă, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfântul Său. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Respind cu toții Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pace de suflet și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sunt de biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-un sat, Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ciprian, pentru cinstita preoțime, pentru Hristos diaconime, pentru clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru binecădinciosul nostru popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să primească în jefenicul său cel mai presus de ceruri mulțumirea și rugăciunea noastră de acum nevrednicilor să-i robe și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacele pe care le-am primit de la dânsul și pentru armata română ce caută mâie cu bun miros bine primită să fie lui, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor să-i rob și armatei române și până cerere și dorirea credincioșilor săi totdeauna să o împlinească și să-i îndrepteze spre bine și ca un milostiv pururea să ne dorească binefaceri nouă și Sfintei sale biserici și întregului său popor de credincios, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să-i izbăvească Sfânta sa biserică, țara aceasta și pe noi pe toți și pe armata română de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia și de toți brășmași și văzuți și nevăzuți și totdeauna cu sănătate, pentru lungime de zile, în pace și cu ocrutirea îngerilor săi, să ne păzească pe noi credincioșii să-i robe, Domnului să ne rugăm. Apăre, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, harule Tău. Domnului, miluiește. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată stăpâna noastră, pe Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-o pomenim. La sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pre noi înșine unii pre alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Pace tuturor! Duhului Tău, lăbuta voi numele Dumnezeului meu cu cântare.
prea slăvit pe El cu laudă. Când lauzi lui Dumnezeu și vii va fi sufletul vostru. Din epistola către Colosenia Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, îmbrăcați-vă într-o dragoste care este legătura desăvârșirii, iar pacea lui Hristos, într-o care ați fost chemați, ca să fiți într-o unire, să se vânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalm, în laude și în cântări duhovnicești. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceți în numele Domnului Iisus. Și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl. Orice lucrați din toată inima ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Bine știind că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii, pentru că Domnului Hristos îi slujiți. Stăruiți în rugăciune, fiți vreji în ea cu mulțumire. Harul Domnului să fie cu voi. Amin. Faceți binevestitorul. Cine drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă, oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face. Fiva lui orice va zice. De aceea zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă. Greșelile voastre. Slăbăție, Doamne, slăbăție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul îndurărilor, Dumnezeul nostru și a toată milostivirea, a cărei milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. Căzând înaintea slavei tale cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrăni și cu umilință, aducem rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile ce le-ai revărsat asupra oștirii române, în toate momentele de a grea cumpănă și asupra întregului popor român. Și ca pe Domnul Stăpânul, Binefăcătorul nostru, te slăvim, te lăudăm, te scântăm și căzând înaintea ta cu umilință nemăsurată, rugăm bunăvoirea ta, milostivirea ta, ca precum ai binevoit și ai primit acum rugăciunile robilor tăi și milostivire i-ai învrenicit, ale sunt plinit cerurile, așa și de acum înainte, învrenicește-ne pe noi, robii tăi, ostașii armatei române,
și pe binecredinciosul popor român, pe mai mari țării noastre, ascorind dragoste, în credință, în dragostea către tine și către aproapele și în faptele cele bune, a dobândi ale tale binefaceri, împreună cu tot poporul român din țară și de pretutindeni. Mântuiește, Doamne, de toată rea întâmplare, pe binecredinciosul poporul român, dându-ne nouă tuturor pace și liniște. Și ne vrănicește totdeauna să aducem rugăciuni de mulțumire, cele prea bune să cântăm, ție celul fă început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață Bătului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prefericitului Părintele nostru, Patriarh Daniel, până al preasfințitului nostru, Arhiepiscop Ciprian, dorește-le, Doamne, zile îndelungate și sporire îndreaptă a propovăduire a cuvântului, adevărului tău și în cârmuia turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii. Și păzește într-o mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mai marilor țării noastre, oștirii poporului român, cărmuitorilor țării noastre, ai orașelor și ai satelor și armatei cele iubitoare de Hristos, a cărei zi o cinstim astăzi, dăruiește-le, Doamne, zile bune și îndelungate, viață pașnică, sănătate, mântuire, asupra vrăjmașilor văzuți și nevăzuți biruință, și-i păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Robilor lui Dumnezeu, prezenți aici de față, la această zi, în cinstea armatei române, dă-le, Doamne, sănătate, mântuire întru toate burăsporile, asupra vrăjmașilor văzuși, nevăzuți biruință, și-i păzește într-o mulți ani, mulți ani trăiască cu toții. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Dumnezeu să binecuvinteze armata României, de la ultimul soldat și până la cel mai mare general. Dumnezeu să binecuvinteze pe mai mari țării noastre, ai orașilor și ai satelor, și să dăruiască sănătate și izbândă tuturor celor ce vor binele poporului nostru român. Amin. La mulți ani ziua de astăzi! La mulți ani! Garda drept! Garda acope! Liți! Doamnelor, domnilor, în continuare adresăm invitația de la cuvântul reprezentantului Guvernului în teritoriu, prefectul județului Vrancea, domnul Gheorghiță Berbece. Stimați reprezentanți ai Armatei României, onorată audiență, sărbătorim astăzi 25 octombrie, ziua Armatei României. Se cuvine să ne aplecăm cu gratitudine, respect și mândrie asupra semnificației acestui moment. Indiferent unde locuim, fiecare dintre noi cunoaște pe cineva care lucrează
sau poate a lucrat în armată și care ne poate împărtăși gânduri, sentimente, întâmplări despre poverile soldatului aflat în misiune. Putem sărbători cu toții Ziua Armatei României, reamintind tuturor despre sacrificiul veteranilor de război. Dacă sunteți profesor, de exemplu, puteți vorbi elevilor despre istoria forțelor noastre armate. Dacă sunteți părinți, vorbunici, puteți povesti copiilor sau nepoților dumneavoastră istorioare din cărți aflate sau poate de la veterani, văduve de război, ori urmașii acestora. Le veți inocula astfel aprecierea și respectul pentru soldatul român care veghează la securitatea și integritatea națiunii noastre. Pentru a ne arăta aprecierea, este important să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca soldatul român să fie sărbătorit cum se cuvine, să ne petrecem timpul cu prietenii și membrii familiei, să îi facem pe toți să se simtă apropiați și confortabil, să fim uniți și orice am face până la urmă, să ne gândim pe oricât de rele ar putea fi lucrurile în viața noastră personală, profesională, socială sau chiar în viața online, nu se poate compara cu experiența celor care au văzut conflicte, s-au angajat în luptă și poate nu au fost suficient de norocoși să-și mai spună apoi povestea. Ziua Armatei Române este despre eroii care au dat totul pentru ca astăzi noi să ne putem trăi viața în liniște. Putem să cinstim memoria acestor eroi iubind această țară așa cum au făcut-o ei și prețuind valorile pentru care s-au jertfit. Gândurile noastre astăzi se îndreaptă către soldații din Armata Română care trebuie să fie sărbătoriți cu bucurie în întreaga țară. Slavă eternă eroilor neamului, la mulți ani Armatei României! Și aș dori să mai adaug ceva. De data aceasta este vorba despre eroii zilelor noastre. Mai precis, Armatei Medicilor și a cadrelor medicale, Armatelor DSP, SMURT, Salvare, Pompieri, Poliție, Jandarmerie, care de 8 luni de zile sunt implicate în bătălia cu inamicul perfid și nevăzut, noul coronavirus SARS-CoV-2. Tuturor le transmit sentimentul meu profund de recunoștință. Vă mulțumesc! Onorată asistență, adresăm invitația de la cuvântul președintelui Consiliului Județean Brancea, domnul Cătălin Dumitru Toma. Bună ziua! Distinși invitații ai, de fapt, reprezentanții Armatei Române, domnule prefect, domnule ministru, domnule general, stimați invitați, este o onoare pentru mine să particip astăzi, pentru prima dată în calitate de proaspăt ales președinte al Consiliului Județean Brancea, la această frumoasă zi, Ziua Armatei Române. Da, armata înseamnă forță, armata înseamnă putere, armata înseamnă popor. Poporul român are datoria de a cinsti armata română. De ce? Pentru că sunt oameni, sunt suflete, sunt familii care se implică în acest sens și da, România are nevoie de oameni care să se sacrifice. De aceea, permiteți-mi să mă înclin în fața celor care au mers până la jertfa supremă. Și de aceea, în zilele noastre, știm cu toții că avem un erou, Florin Elenache, care trăiește, dar care și-a sacrificat viața, poate și viața familiei, pentru România. În rest, permiteți-mi să vă urez tuturor o zi frumoasă și la mulți ani Armatei Române, iar în calitate de președinte al Consiliului Județean Brancea, vreau să vă asigur de toată deschiderea de colaborare și să avem ani frumoși în continuare, pentru că România merită cei mai buni. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. La mulți ani, Armata Română! Mulțumesc!
Stimați invitați, în continuare are loc ceremonia de punere de coroane de flori. Gardă validat! Gardă! Drept! Pentru noi te prezentați! Se depune coroana de flori din partea Guvernului României.
coroană de flori din partea garnizonului de cel. Depune coroana de flori din partea Parcării Naturale de la Crimea Vrancea.